găsit, doamnelor, domnilor, vă reamintesc de rețelele de socializare Facebook, Instagram și TikTok. Ne puteți urmări și acolo la Hunedoara 1 TV și pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate informațiile pe care le aducem în atenția dumneavoastră zi de zi. În atenția dumneavoastră vă aducem astăzi și situația de la nivelul orașului Simeria. Recent a avut loc o ședință de Consiliu Local, în cadrul căreia s-au discutat, așa cum este firesc, bineînțeles, despre proiectele pentru dezvoltarea acestei comunități, proiecte care au fost așa, unele dintre ele respinse, altele admise. Ideea este că și în mediul online și nu numai au răsărit așa foarte multe comentarii pro și contra. Din nou se aduce în discuție acea coaliție anti-Simeria, dacă ea există sau nu. Încercăm să aflăm și noi astăzi de la invitatul meu, domnul Emil Râșteiu, consilier local al orașului Simeria. Bună ziua, bine ați revenit și la mulți ani, că nu ne-am văzut anul acesta. Bună ziua, la mulți ani tuturor. Să sperăm că va fi un an 2024 puțin mai liniștit, cel puțin în ceea ce privește orașul Simeria, pentru că anul trecut ne-ați adus așa în atenție de fiecare dată și dumneavoastră și edilul urbei și nu numai, destul de multe lucruri care poate nu coincid întotdeauna, să spunem, cu bunul simț, cu o educație care ar trebui totuși să primeze atunci când vine vorba despre aleșii locali, despre cei care se presupune că ar trebui să fie și modele pentru ceilalți, dar să nu uite, bineînțeles, de ce sunt acolo, care este rolul lor, și aici mă refer și la primar, dar și la consilierii locali, pentru că ar trebui, cel puțin în teorie, să cunoașteți foarte bine rolul pe care îl aveți acolo, ce trebuie să faceți și cum trebuie să faceți lucrurile. Așadar, aș vrea să intrăm direct în subiectele de astăzi. Spuneam puțin mai devreme, ședință de Consiliu Local, o atmosferă destul de agitat, așa cum ne-ați cam obișnuit acolo la Simeria. Am văzut și pe pagina de socializare a domnului primar, au apărut informații potrivit cărora coaliția anti-Simeria, din care se presupune că faceți și dumneavoastră parte, a respins foarte multe proiecte benefice, spunea domnul primar pe pagina sa, benefice pentru comunitate. Și aș vrea să le luăm așa, punctual, și să ne explicați de ce sunteți împotriva acestor proiecte care vin să atragă, totuși, sau ar trebui să însemne investiții importante pentru comunitate, dar vă opuneți. Începe cu altceva. Pe vremea comunistă era reclamă nicio masă fără pește, se pare că apare nouă reclamă nicio săptămână fără agitație la Simeria. Vedeți, dumneavoastră, propusesem să răspund invitație de a veni la emisiune cu ceva timp în urmă și mă gândeam că vom discuta de chestiunile pozitive, de până la urmă sau asta înainte de această ședință, nu? Da, înainte de această ședință îmi propusese să discutăm, totuși va fi un an complicat, nu numai că sunt alegeri, dar este un an complicat din punct de vedere financiar. Am observat că deja sunt pe transparențe bugetele locale prin diferite localități și am observat că sunt probleme majore din punct de vedere constituirii și reglării bugetelor. Dar iată că de vineri a început agitația, vreau să punctez un pic cam ce s-a întâmplat zilele astea. Am fost convocați pentru ziua de vineri pentru o ședință de îndată, o ședință care urma să hotărească distribuirea excedentului bugetar din al anului 2023 pentru obiective de investiții pe 2024. Noi am solicitat până la urmă o ședință de îndată cu 49 de proiecte plus, nu, cred că au fost peste 50 de proiecte, pe 50 de obiective. Am solicitat o explicație, oarecum să vedem și noi despre ce este vorba, să votăm în cunoștință de cauză, și ni s-a prezentat la hotărârea de Consiliu o anexă, una din anexe, erau trei anexe, o anexă prin care, uitați, așa arată obiectivele de investiții, adică patru cifre puse într-un mic tabel
Fără niciun fel de explicație. Având... Chiar aceasta este hârtia de care spuneți? Da, asta este copie la anexa hotărârii de Consiliul Local. Și am zis, nu este în regulă, nu putem să... Aici scrie Unitatea Administrativ Teritorială orașul Simeria, total 3.604.000 de lei, utilizarea în anul 2024 a excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru finanțarea secțiunilor de funcționare, avem 4.370, așa, și utilizarea în anul 2024 a excedentului rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru finanțare secțiunii de dezvoltare, 3.600.000 de lei. Asta înseamnă că s-a dezvoltat subiectul, da, astfel încât să înțelegeți dumneavoastră exact ce se întâmplă, doar aceste trei sume. Da, sumele astea, ele aveau într-adevăr cât se poate observa. Este un tabel cu un rând. Nu se vede chiar bine. Mai era o explicație, să zicem așa, o anexă la anexă, care nu făcea parte din hotărârea de Consiliul Local, prin care... era înșiruite cele proiecte și fără foarte multe explicații sau chiar fără explicații. Și noi am vrut să dezvoltăm un pic, să punem un pic în analiză, pentru că noi avem niște angajamente pe proiectele în derulare, pe locuințele sociale, giratoriu și așa mai departe, avem niște angajamente, niște angajamente că noi trebuie să punem acei bani și nu le regăseam acolo. Și am vrut să dezvoltăm, am hotărât să facem ședința, am solicitat să facem luni ședința, chiar dacă este o ședință de îndată, să facem fizic luni. Am solicitat la ora 16. De fapt, domnul Bedea nu a ținut cont de solicitarea noastră, ne-a convocat pe aplicația Zoom, în așa fel încât fiecare să stăm pe unde apucăm și să intrăm pe Zoom. Nu a avut loc o întâlnire fizică, ci doar în... Noi am solicitat-o. Bine, ne-am întâlnit cea mai mare parte a consilierilor în sala de ședințe, dar a fost și o situație hilară, așa. Fiecare a stat în fața ecranului, nu? Da, stăteam în fața aplicației, ne auzeam unii pe alții și direct și prin aplicația lor, Zoom, da? Am hotărât să o facem în sistem mixt și am solicitat compartimentelor de specialitate care aveau proiecte să vină să discutăm, să dezbatem puțin. Nu ne propusesem noi să facem nu știu ce tantam, doar că erau niște chestiuni care trebuiau un pic lămurite. Mi s-a refuzat acest lucru, tot a fost așa o întreagă nebunie. Noi am mai solicitat să facem public ședința de Consiliu, să facem transmisia, dacă nu se poate, măcar să dea înregistrarea completă a ședinței. Să fac lucru public. Pe care îl faceți frecvent. Păi ne străduim, dar nu se dorește. Nu se mai dorește. Online și aceste întâlniri pe care le aveți. Păi la cele nu se dorește de îndată, nu se mai dorește să se transmită în totalitate. Se mai fragmentează de domnul Bedea, să mai pun anumite pasaje în așa fel încât să înducă în eroare populația. Noi vrem transparență, chiar ne dorim lucrurile să fie, cum să zic, puse pe masă, pentru că doar prin dezbatere se poate ajunge la ceva constructiv. Și de ce este atât de dificil să vă așezați la aceeași masă, să puneți toate lucrurile, să le expuneți așa cum ele sunt și reflectă realitatea, probabil? Din punctul meu de vedere, nu este nimic dificil, doar că așa se dorește, ca să creeze agitație, să pună pumnul în gură. A zis la un moment dat că noi, dacă votăm exact lista acum, ne dă explicații, dacă nu, nu ne dă explicații. Adică cum? Adică să-ți votezi ca să ne dai explicații, dacă nu ne dai nicio explicație. Și atunci ne-am făcut amendament. Culmea, domnul Bedea face și dânsul amendament la proiectul de hotărâre. Acum, poate pentru cei necunoscători nu-și dau seama, amendamentul este o observație pe care o pui cu privire la proiectul de hotărâre. Și domnul Bedea vine și ne face amendament la proiectul dânsului de... Într-adevăr, prin lege se poate. Dar ne-a... și erau două amendamente, amendamentele pregătite de noi și amendamentul dânsului, prin care le încurca un pic treburile acolo și până la urmă, dacă se votau, amândouă erau două puncte comune, și, adică diferite, și se anulau una pe cealaltă. Bineînțeles că noi, cunoscând mai multă administrație decât dânsul,
că acum țin să cred că mulți dintre consilieri și cu mine, știi, mai multe administrații când dânsul, am hotărât amendamentului îl punem deoparte, adică îl respingem și am venit cu un amendament și acum aș vrea să detaliez până la urmă. Vă rog. Ca din să cele patru, înțelegem mai bine. Din anexa 1, cea cu investițiile, că în anexele 2 și 3 e vorba de altceva, ceva mai simplist, aici unde era principala problemă, din 49 de puncte, de obiective, noi am fost de acord cu 47. Două le-am scos și 3 sau 4 le-am corectat. Le-am corectat și ajut, cred că avem și timp să le putem detalia. În primul rând, noi am aprobat în decursul acestor 3 ani tot felul de studii de fezabilitate și tot felul de proiecte care nu s-au materializat decât în niște documentații care stau în primărie. S-au cheltuit banii, am spus măcar anul acesta, când este un an important și pentru Dobrin Bedea, să spunem așa, să finanțezi lucrurile care să se vadă. Dacă noi eram niște șmecheri și vreau să îl faultăm, lăsam să distribuie bani în aiurea, nu rezulta nimic. Dar avem, mai presus de voturi, avem responsabilitatea a ceea ce suntem noi ca și consilieri locali. Așadar, am avut documentație pentru lacul Codro. Este un lac pe care știe toată lumea, pentru reabilitare. Da, e vorba de amenajare, zonă de agrement, da. Finanțat prin Compania Națională de Investiții. Bine, fac o paranteză, ceea ce se depune la Compania Națională de Investiții, cea mai mare parte a proiectelor rămân până la 13 ani și după aia iasă de pe listă, nu se finanțează nimic. Dar mă rog, acolo este un sac unde se pun documentații și la un moment dat se mai deschide din când în când și se finanțează anumite lucruri. Dar nu asta e problema. Problema este că noi dădeam bani pe o documentație, într-un proiect de reabilitare unei zone, într-adevăr, o zonă atractivă pe vremuri, unde mergeau oamenii și pescuiau, făceau baie, mai ales cei care sunt de la 35-40 de ani în sus, au o anumită nostalgie cu lacul Codru. Numai că situația s-a schimbat din multe puncte de vedere. Odată, în jurul lacului, deci noi ca și primărie avem doar lacul, nu avem terenuri în jur. Nu ai unde să dezvolți. Noi ca primărie nu avem, ca oraș, nu avem drumuri, în totalitate drumuri de acces, însă o parte sunt drumurile tehnologice al CFR-ului, pe care trebuie să le folosești și nu le poți moderniza. Plus că este, din start este un drum de pământ de aproape un kilometru pe care trebuie să reabilitezi ca să ajungi la această amenajare, să zicem, al lacului Cotro, dar nu poți să faci doar pe luciu de apă. Există în acest proiect prevăzut poate și achiziționarea unor terenuri din jurul acestui lac? Spuneați că nu, ne-am vrut să ne dea explicații. Nu este al primăriei terenul. Am vrut să dezbatem, să ne dea explicații, nu s-a opus. Nu dă nicio explicație. No, bun, dacă nu dă explicație, atunci lasă că avem bani, avem ce să facem. Și așa sunt banii puțini, nu are rost să aruncăm banii. Deci, din percepția noastră... Deci ați respins acest proiect. Da, tocmai pentru motivele care vi le-am spus, mai mult de a nu se mai plăti o documentație care după aia să nu poți folosi la nimic. Al doilea care l-am respins a fost... Subiectul s-a reluat privind centrul de fizioterapie pentru persoane vârstnice, da, care a fost discutată anul trecut. Am solicitat să vină să ni se explice despre ce este vorba, că acum se pare că este vorba de o altă posibilă finanțare, că încă nu este o finanțare, o altă posibilă finanțare. Pe fonduri europene, din câte am citit în postarea domnului primar, nu? Da, mă repet, posibilă. Este posibil să existe, să apară o astfel de finanțare. Este acum în dezbatere publică, mi se pare, ghidul de finanțare. Dar treaba este, noi am solicitat să vină să ne explice dânsul, cei din primărie, un pic despre ce este vorba. Pentru că lansând o documentație, aprobând o finanțare de genul ăsta, după aia nu te mai poți întoarce. Să vină să ne spună că și noi anul trecut ne-am împotrivit pentru costurile foarte mari. Adică noi primeam 1.300.000 de euro finanțare și ne obligam să cheltuim 3 milioane de euro. Se pare că, după calculele noastre, se pare că acum
costurile sunt mai mari, adică sustenabilitatea trebuie întreținută printr-o finanțare mult mai mare pentru acest proiect. Hai să ne explice despre ce este vorba. Nu că ne împotrivim, dar să știm care este rostul și dacă s-a făcut în prealabil un anumit calcul. Că nu poți numai așa, hai că ne angajăm să... V-a explicat domnul primar? Nu ne-a explicat și asta a fost și chestiunea. Mai dăm 900 de milioane, mai dăm pe un studiu... Atât ar fi costat acest studiu de fezabilitate. Documentația asta... 80 și ceva de mii de lei, 80, aproape de 90 de mii de lei, documentația pentru acest proiect. Asta a fost, în primul rând, datorită faptului că nu se dă nicio explicație. Nu poți să te arunci cu angajamente, așa cum mai avem deja angajamente făcute, fără să știi la ce te înhami. Nu ne putem permite să ne cumpărăm un... super mașină și noi nu avem bani de benzină. Bine, acum și dacă nu încerci, slabe șanse să și câștigi un proiect. Că spuneați mai devreme și despre proiectele depuse la Compania Națională de Investiții, că pot să dureze destul de mult. Dar nu aici era problema până la urmă. Te angajezi la ceva care îți poți permite și care poți să îl susții. Că, nu, probabil noi ne putem gândi să facem un, nu știu, un super aeroport aici la Simerea, la Săulești, dar nu-ți vine niciun avion. Din calcule, 20-30 de persoane din Simerea au nevoie de astfel de, sau se încadrează pe astfel de, de beneficii gratuite. În rest, pe bani sau din alte localități. Bun, trecând peste toate, Nu ne opunem până la urmă și la amenajări de zone turistice, nu e o problemă, doar că trebuie să le gândim un pic, să vedem ce e de făcut, pentru că a risipit o grămadă de bani, sunt până acum, m-am uitat, cred că e vorba de vreo 10 miliarde care s-au cheltuit pe studii de fezabilitate care încă nu au nicio speranță de finanțare. Dacă mai trece un pic timpul, ele nu mai sunt valabile, trebuie refăcute. Da, pentru că au un termen de valabilitate. Se schimbă prețurile, se schimbă tehnologiile, se schimbă variantele de lucru. Deci nu poți să te arunci numai așa, hai să facem studii, că mi-a trecut mie prin cap o chestiune și hai să ne apucăm să o facem. Bun, mai departe, noi ni s-a propus să face, să finanțeze stația de autobuz la Sfânt Andrei, bani pentru proiectare și bani pentru pentru două stații de autobuz, așa am înțeles. În zona fabricii de biciclete de acolo, din zonă. Da, corect. Este necesară, utilă, doar că noi am luat un pic în calcul valoarea. De ce? Pentru că acolo, din 2018, este un angajament în care participăm și noi ca și oraș, să se facă un giratoriu. De către Consiliul Județean, prin, nu știu, până la urmă prin ce finanțare, dar am auzit că totul se insistă și se dorește să facă acest lucru. Foarte bine, doar că amplasarea acestui sens giratoriu duce la modificarea poziției stațiilor de autobuz care sunt acum. Una este stația de autobuz într-o intersecție în cruce și alta este stația de autobuz într-un sens giratoriu, pentru că acolo e vorba de refugiu autobuzului, sunt mai multe chestiuni. Și deci, practic, amplasamentul este unul potrivit din punctul dumneavoastră de vedere colegilor nu este din Consiliul Local? Păi nu, e vorba de ce bani cheltuim acum. Da, facem stațiile de autobuz, dar trebuie să faci niște stații simple, provizorii, elegante, să spunem, nu neapărat provizorii, dar nu poți să cheltuiești atâția bani pe niște stații de autobuz ca astea cu tot felul de lumini și cu reclame, alea pe urmă nu le mai poți demonta așa cum îți dorești și să le muți în altă parte. Trebuie să mergem pe dar o variantă. Dar oamenii au nevoie de aceste stații, mai ales în acea zonă, care știu că este o stație destul de veche acolo, care nu este chiar potrivită. Asta este o clădire privată acolo. Mm-hmm. Acea stație este o clădire privată, de aia nu poate fi modernizată de către primărie. Ideea este că nu este bine să cheltuim chiar atât de mulți bani, să le facem 20.000 de euro, eu cred că este o valoare super rezonabilă să faci două stații de autobuz. Astăzi am auzit că, de fapt, și pe proiectul de hotărâre scria că o stație de autobuz, dar noi am considerat că ar fi două. Astăzi am auzit că, de fapt, ar fi doar o stație, să facă doar o stație de autobuz. Mă rog,
Și pentru două stații sunt suficienți 100.000 de lei, adică 20.000 de euro. Dacă e vorba doar de o stație, înseamnă că iar o luăm de la început, e prea mulți bani. Dar în sfârșit, noi am diminuat suma și la proiectare, pentru că dacă vii cu ele modulare, ce proiectare ai? Că e vorba de o proiectare minimă de fundație, niște avize și de fapt avizele nici măcar nu sunt aici. O documentație minimă și pentru avizări. Nu este mare lucru de a face un proiect foarte scump. Și atunci, deci noi doar am diminuat suma, mai ales că avem experiențe cu celebra filigorie de la Sfânt Andrei, unde a vrut să cheltuiască un miliard pentru o filigorie. A zis, bun, aici sunt două stații de autobuz, un miliard este suficient, 25.000 sau 30.000 pentru proiectare este suficient. Și deci banii... ați respins nu, sau nu acest aprobat. Proiect? Am aprobat. A fost aprobat. Aprobat, bineînțeles. Doar cele două le-am respins datorită faptului că nu s-a dat explicații. Și nu s-a aprofundat un pic. Dar la astea, pur și simplu, am vrut să discutăm și din punct de vedere al sumelor. Că am văzut acum pe Facebook că spune că proiectul spune că acea stație costă, o stație costă 20.000 de euro. Păi, care proiect? Că se cereau bani și pentru proiect. Deci tot felul de invenții și de minciuni din astea așa fără nicio susținere, să spunem așa, nici măcar formală. Ce am mai să spunem așa, am mai diminuat sumă la pentru trenul de spor de la Bârcea, acolo se propune un puz și o sumă care deocamdată nu se știe ce valoare ar avea terenul de sport. Am prevăzut banii pentru a se putea începe acel teren de sport, dacă apucă să se avizeze puzul în cursul anului, să facă un proiect pentru terenul de sport, să poată începe acel teren de sport. Deci, un proiect, cum să zic... Dar era pe lista de respinse, de proiecte respinse a domnului primar. Este, din păcate, nu se abține să nu mintă. Păi, dacă sunt documentele, colegii mei au zis că o să și pună lista, o să pună în spațiu public anexa pe care am aprobat-o în Consiliul Local, pentru că este pur și simplu, ăsta este adevărul, sunt documente, nu vorbim din amintiri. A fost vorba de o capelă la cimitir. Păi s-a propus o sumă de 700.000 de lei, adică 7 miliarde. Păi asta înseamnă undeva la 140.000 de euro. Pentru păi, construirea de la zero, da? Nu unei de la zero, capele nu, mortoare? Nu, sau? Nu, pentru reabilitarea capelei care este acolo. Această sumă cam acolo ne duce cu gândul că păi, acolo ne duce cu gândul la o casă, cu etaj, cam acolo sunt, pentru că sunt case în Simerea cu 140.000 de euro. Apropo, și sunt și apartamente la 40.000 de euro cât au propus pentru stațiile de autobuz. Dar suma aceasta foarte mare mi s-a părut că nu este potrivită. Odată este prea mare valoarea, acolo nu este spațiu. E vorba de reabilitarea unei capele, într-un cimitir practic închis. Închis în ce sens? În sensul că nu mai sunt locuri libere, toate sunt angajate prin contracte, prin moștenitori și așa mai departe, foarte puține locuri. Bine, dar acea capelă poate fi folosită de către aparținătorii păi, da, poate, de funcțiilor, mă gândesc. Da, chiar dacă nu atâta timp cât mai au unde se îngroape. După aceea, să mulți persoana decedată dintr-un capăt al orașului în partea cealaltă, mi se pare cam complicat. Eu cred că lucrurile ar trebui gândite un pic altfel. Hai să reabilităm asta, cei 10-15 ani, să fie într-un spațiu. Aia necesită reabilitare de foarte mult timp. Nu asum, nici eu nu m-am plecat asupra ei. Aici poate să-mi bage de vine Bedea să spună că de ani de zile n-am făcut-o. Într-adevăr, n-am făcut-o. Bine că anul trecut viceprimarul a propus să fie reabilitată cu undeva la 200-300 de mii de lei. Mă rog, nu, faptul că a fost ideea lui, cred că de aia nu s-a mers mai departe. Noi am propus acum să fie reabilitată cu 350.000 de lei.
A zis că este o sumă suficientă pentru reabilitarea 350.000 de lei înseamnă 70.000 de euro. Se poate... Deci la jumătate, practic, din suma care era inițial acolo. Da, în condițiile în care se face o reabilitare. O extindere la terasă, acoperiș, da, se pot... Este o sumă suficient de mare încât să faci un lucru elegant, decent, potrivit pentru secolul ăsta. Nu este un chici pe valoarea asta. Și bineînțeles, am diminuat și suma de proiectare. Erau 700 de milioane pentru proiectarea reabilitării. Păi în ce lume trăim? 14.000 de euro pentru un astfel de proiect de reabilitare. Dar are Simeria un buget atât de generos încât să-și alocarea acestor sume de bani? Noi încercăm un pic să echilibrăm lucrurile pentru că aruncatul banilor pe geam pe urmă ne duce la probleme majore. Noi avem și așa avem 150 de miliarde de credite. Vor urma probabil solicitare pentru credite în continuare, că nu se pot face lucrările începute. Păi și banii, puținii bani care îi avem, nu-i aruncăm așa, facem noi proiecte extravagante, proiecte, de fapt, orice, despre orice proiect ar fi vorba la o reabilitare, nu poate să se ducă la 70.000 de lei. Da, în sfârșit, noi am diminuat suma, am diminuat și la proiectare și la construcție. Banii i-am distribuit prin amendament la locuințele sociale, care este un proiect și probabil că și aici mai e o problemă până la urmă, de ce nu se dorește să se ducă locuințele sociale să se finalizeze, pentru că este o finanțare semnată de mine în 2018. Mă rog, a venit pandemia, s-au tărăgânat un pic lucrurile, dar el acum probabil că este teamă că o să ies să spun e finanțarea obținută de Râșteiu. Dar noi acolo avem un angajament de vreo 2 milioane de lei, pentru care n-am văzut un leu pus. Anul trecut s-au pus 500 de... Deci nu a fost prevăzut suma aceasta de bani pentru un proiect care... Dar sunt neeligibile. E în care, derulare. Da, utilitățile, amenajarea terenului, parcări, ce mai e pe acolo, sunt niște costuri care ni le-am asumat. Am zis că vrem să facem locuințe sociale. Facem locuințe sociale și noi am pus acum, în jur de 600 de mii, am pus la pentru locuințele sociale și pentru ratele la leasing la mașina de măturat, care sperăm să o vedem și pe aia că va funcționa în oraș. Deci asta este tot ce am făcut noi din punct de vedere al investițiilor. Noi n-am respins proiectele, le-am mai ales că am văzut lucruri care și mai sunt printre ele, dar am spus că totuși unde nu avem 100% argumente, nu are rost să le punem în dezbatere, că până la urmă nu vrem să fim penibili, căutăm nod în papură. Dar la ceea ce iasă din orice limite, nu pot să accept așa pur și simplu să votez. Noi ne-am angajat ca și Consiliul Local că plătim niște rate la leasing și că susținem locuințele sociale. Păi și noi nu punem bani? Că înțeleg că bani în buget, din veniturile pe anul ăsta, nu prea avem de unde să punem. Așa ne spune domnul Bedea. Păi dacă nu avem, hai pune măcar ceva acolo să putem trage apa canalul, că după aia amenajările se mai fac și anul viitor, nu știu, să mai pot face lucruri. Dar nu pot să lași, n-am văzut aici pentru giratoriu sumele care sunt necesare să le punem ca neeligibile. Care nu în sunt ce stadiu mai este acest proiect cu acel giratoriu din este Simeria? Este pentru că fotografia am văzut la un moment dat postate pe pagina domnului primar de Facebook cum va arăta acel sens giratoriu. Părea cumva că lucrurile vor intra pe un făgaș normal. Ceea ce ați văzut dumneavoastră pe în fotografiile de le-am pe Facebook. Le-am și prezentat, dacă mi-aduc bine aminte, tot într-o emisiune. Da, alea nu sunt fotografiile cum va arăta giratorul de la Simeria. Alea sunt niște fotografii luate de pe Facebook. Da, cred că nu ne-am propus să glumim în emisiunea de astăzi. Cred că trebuie să vorbim lucruri serioase. Este serios și acest lucru, nu? Cu sensul giratoriu care urmează a fi construit sau nu. Nu știu, poate ne spuneți dumneavoastră. Păi, e început în 2020,
prin tot felul de... Cred că vom ajunge tot în, de unde am plecat. Era parte din giratoriu. Nu vă învârtiți în jurul cozii, vă învârtiți în jurul giratoriului, nu? Ceva de genul. Cred că așa ajungem. Ne-am mai făcut de râs destul în țară cu activitățile de la Simera. Se pare, s-ar putea să și cu asta să ne facem de râs. Deci, ce vă spun? Giratoriu nu avea nicio posibilitate de finanțare în 2020 și am zis că mergem într-o variantă de un credit. Pe lângă bugetul local putem susține. Am folosit o parte din bugetul local, am cumpărat casele și era parte dintr-un credit. Noi acum am obținut o finanțare la care avem de eligibile, avem utilități, mai sunt anumite lucruri care trebuie să le facem acolo, mutatul utilităților, oricum o sumă destul de consistentă de neeligibile. Dacă bani nu sunt în buget ca să punem direct acolo, vom ajunge să facem credit. Adică, o fost pe credit, parțial pe credit, am stat 4 ani, am învârtit și am ajuns în 2024 să folosim tot o sursă de împrumut ca să îl facem, să-l finalizăm, să-l putem pune în operă. Eu acum sper să nu fie așa, dar după, eu acum din informațiile minime că nu sunt bani la buget și trebuie să pui acolo vreo 300-400 de mii sau 500 de mii la creșă trebuie puse sute de mii, milioane, la locuințele sociale milioane, la eu știu ce mai, la canalizarea de la Săulești mai trebuie câteva sute de mii și acolo, la Simerea Veche iar cu finanțare câteva sute de mii, mai și se adună sumele și sunt destul de importante. Păi și dacă nu sunt, va trebui să luăm credit. Deci am ajuns, am plecat de la credit și ne întoarcem la credit. Gândiți-vă eu că... Eu v-am spus, tot în sensul giratoriu sunteți. Unul virtual de data aceasta. Înainte de a mai continua discuțiile despre proiecte, vreau să citesc și câteva dintre mesajele pe care ni le-ați transmis pe pagina de Facebook. Mult succes, simerienii trebuie să afle adevărul. Mult succes, este bine ca oamenii să fie informați. Iată, mulți vă transmit să aveți succes. Un domn ne întreabă de ce nu se pot face lucrările începute. De ce nu se pot finaliza, probabil? Din păcate, sunt atâtea lucrări care sunt începute și nu se finalizează. Și ce se finalizează nu-i cum trebuie. Odată, trotuarul de pe Cuza Vodă e deja 8 luni, că parcă și mie mi-e rușine că fac parte din Consiliul Local și nu se mai finalizează. Lucrările de reabilitare a rețelelor de apă nu se finalizează. Dar de ce nu se finalizează? Ce se întâmplă? Au început lucrările, banii se presupune că sunt din moment ce lucrările au demarat. Păi, dar nu, ele sunt finanțate toate. Eu nu vreau să cred că astea nu se finalizează tocmai pentru că sunt obținute finanțările de râșteiu. Eu cred că mai mult din... cred că incompetența administrativă. Au fugit cât au putut oamenii din primărie. De relaționarea cu domnul Bedea și uite, nu ai cu cine. Păi acolo mai sunt două persoane care lucrează, nici nu știu dacă mai sunt chiar două persoane care mai lucrează pe investiții, la modul să lucreze, că așa să dea cu părerea ori mai fi, dar care să știe să gestioneze lucrările. Alimentările cu apă. Și uite, chiar noi am pornit chestiunea asta cu alimentarea cu apă, chiar dacă nu este un proiect vizibil. Adică omul are apa la poartă, că i-am schimbat conducta, ce mare brânză am făcut. Tocmai pe ideea că sunt rețelele foarte vechi și se sparg. Și acum am aflat că sunt foarte mari probleme, din ce în ce mai des se sparg conductele de apă, ele sunt foarte vechi. Și doar trebuie cuplate cele noi la... Nu ne dă nimeni nicio explicație. Noi tot cerem și pe legea aia transparenței și în Consiliul Local tot cerem explicații, nu se finalizează. Iluminatul public, o lucrare foarte frumoasă de iluminat tot orașul. De schimbarea lămpilor stradale? Da, dar s-au schimbat. S-au schimbat. E un proiect din 2020 finanțat pe fonduri europene, în care trebuia să
fie o rețea frumoasă, becurile toate aliniate la același și nivel. Și ce s-a întâmplat? De ce? Păi uite, chiar acum, mai umblând noaptea, am mai văzut lămpile, sunt unele mai sus, unele mai jos. Chiar am observat că sunt de culori diferite. Ele n-ar trebui să fie nici unele de culori diferite. Chiar între Bâcea și Sfânt Andrei am observat, și nu cred că a fost o iluzie optică, am observat că sunt becuri diferite. Nu ar trebui să fie un stâlp fără bec. A fost făcută recepția acestei lucrări? Am înțeles că da. Dar nu să-mi dau informații, că aici, și aici e o chestiune. Am înțeles că da, între blocuri trebuia să fie lampadari. Nu știu dacă sunt peste tot lampadari. Funcționează cum funcționează. Este o problemă și din punct de vedere al funcționalității rețelei de iluminat public, că văd că tot rămân anumite cartiere fără iluminat noaptea. Mă rog, s-o mai inventa niște povești că cineva sabotează, oamenii râșteiu sabotează. Deci am crezut că citiți comentarii de la conturile false, că v-aș fi rugat să nu cumva nu să le citiți. Nu știu care sunt false sau care. Păi da, nu, dar vă mai citesc. Una, felicitări pentru emisiune. E bine când se vine cu argumente ca să înțeleagă toată lumea. E nevoie de transparență. Felicitări, mult succes, doar fotografii și atât. Probabil se referă la fotografiile de care spuneați puțin mai devreme cu sensul giratoriu care ar urma să fie realizat aici la Simeria. Iată, mulți oameni care sunt cu dumneavoastră, să spunem așa, da, început, vă susțin. Chiar discutam astăzi că au început niște atacuri furibunde de la adresa mea și a colegilor mei din Consiliul Local. Extraordinar, deci eu așa ceva n-am mai văzut. Înjurături, pe mine mă făceau țigan împuțit, porc, în toate felurile. Deci eu așa ceva nu mi-am putut închipui, că chiar și sub masca și ascuns după un cont fals poți să te exprimi în spațiu public. O expresie pe care nu ar trebui să o folosească nimeni și indiferent de naționalitate, gen și orice altă apartenență religioasă sau nu ar trebui să conteze acest lucru, ci ar trebui să conteze calitatea umană a fiecăruia și astfel că nu încurajăm astfel de expresii a fi folosite. Dar trebuie, până la urmă, trebuie să punctăm că noi oamenii reali și oamenii care ieșim în fața suntem persoane, ne asumăm ce spunem, nu ne ascundem după niște conturi false și vorbim în halul în care vorbim. Păi ce fel de oameni pot să fie aia care în spatele unei măști vorbesc așa, cum să zic, în favoarea lor le spun, că nici măcar electoralul le iasă chestiunea asta, că mă înjură pe mine toată ziua. Că din potrivă, oamenii zic, bă, uite la săracul ăștia, că iar l-au înjurat ăștia. Da, și mă uit acum și pe pagina dumneavoastră oficială, pagina de politician, și mai scriu aici oamenii, de ce ați votat împotriva cetățenilor din Simeria? Nu vă este rușine? Da, este un cont fals. Acel domn, că m-am uitat să văd, este un cont fals, că chiar mă gândeam, uite că e cineva care ar merita, eu azi am mai intrat în comunicare cu oameni care n-au înțeles despre ce este vorba și au zis, ne-au condamnat și am încercat să le explic. Și am crezut că este tot un cetățean care n-a înțeles despre ce este vorba, dar este un cont fals. Conturi false, făcute poze la oameni din Simeria, și asta este un cont acolo care... De identitate până la urmă. Dacă într-adevăr este așa cum spuneți dumneavoastră și acele conturi sunt false. Uită-te cum ne pierdem timpul și energia cu prostii. În loc să, să venim cu idei, să venim cu propuneri. Eu nu înțeleg atitudinea asta atât de agresivă. Cred că undeva este un deranj, cred că undeva se simte un pericol, cred că se ascunde ceva, e chiar așa mare disperare, că s-ar putea să se descopere, nu știu. Timpul le va rezolva pe toate cu siguranță. Aș mai vrea să mai discutăm încă un aspect pe care de asemenea l-am văzut pe pagina domnului primar și cu această ocazie îl invităm pe domnul primar dacă are ceva de spus în legătură cu toate cele enunțate astăzi de către invitatul meu. Îl invităm fie în platou, fie să intervină, de ce nu, în cadrul emisiunii noastre pentru a-și spune și dumnealui punctul de vedere.
vedere. Așadar, mai este vorba despre un proiect pentru construirea unei zone de recreere și promenadă în centrul orașului Simeria cu finanțare europeană, în dreptul căruia domnul primar a scris respins. Ați dar respins? N-a fost respins. Nu. Cred că am diminuat ceva sumă de acolo. Da, s-a diminuat. Și ce înseamnă acest proiect, o zonă de recreere în, și promenadă în centrul orașului? Faceți pietonală? Luați exemplu de la Deva, Hunedoara? Acest subiect a mai fost în dezbateri de mai mult timp, chiar și în perioada când am fost eu primar. Asta este un subiect care ar trebui, nu tratat așa cu superficialitate, ar trebui tratat prin dezbatere publică, dar... A fost vreo dezbatere publică până acum cu privire la acest proiect? Nu a fost, dar nici măcar aici nu a dat explicații despre ce este vorba, ce vrea să facă, pentru că noi anul trecut... Dar cum ați putea vota un proiect despre care nu știți? Păi tocmai. Da, noi am lăsat o sumă, cred că 60.000 am lăsat 50.000 am lăsat acolo pentru, da, poate să lanseze, să facă, dar noi, au mai fost anul trecut și o finanțare de un PUD sau un PUZ pentru zona centrală pe care nu s-a finalizat. Eu cred că s-au cheltuit acei bani. Nu au fost pus încă în dezbatere, nu au fost pus în... Nu știe nimeni ce s-a făcut cu acea documentație, dacă s-a făcut acea documentație. A fost vorba, dacă mi-aduc aminte, de câteva zeci de mii de lei pe care au fost alocate anul trecut, tot ceva în zona asta. Dar dacă nu spui despre ce este vorba, noi i-am chemat pe cei din primărie. A solicitat proiectul să-l vedeți, să-l analizați, să votați totuși în cunoștință de cauză. Nu. Aici, până la urmă, se votează niște sume pentru a se face acele proiecte, dar ca să lansezi un proiect, vii cu o explicație. Uite, mă gândesc eu să pun un pom în mijlocul orașului. Bun, e ok sau nu este ok? Dar așa că venim noi cu chestiuni inventate, nici măcar o explicație, că nu o spune în spațiu public despre ce este vorba. Asta cu promenada, noi suntem plini de gropi în oraș, mizerie peste tot și facem proiecte de promenadă, de spațiu de... Păi dacă mergi, umbli pe mizerie, nici în cea mai luxoasă promenadă pietonală nu-ți vine să mergi. Hai întâi să facem curățenie, să măturăm strada, să acoperim gropile și atunci ne crede cineva că într-adevăr vrem să facem o chestiune frumoasă. Păi uitați-vă și cu parcul din centrul orașului, că probabil că mai mergeți în Simerea. E o chestiune care până la urmă ar fi mai favorabil, să zicem, electoral, dacă n-ați spune. S-a făcut acel trotuar în jurul parcului din centrul orașului și de 4, 5, 6 luni de zile e o grămadă de nisip, de molos, nu știu ce, acolo acoperită cu o prelată. Păi cum arată asta? Probabil că după emisiunea asta o să trimită pe cineva să o ridice de acolo. Bă, dar cum să zic, îți vine să râzi, vii cu... Nu sunt gata lucrările, poate mai urmează ceva acolo. Cum sunt gata? Că doar s-au plătit lucrările, cum să nu fie gata? Și a spus că gata, s-a finalizat cum s-a finalizat, e un chici ce s-a făcut acolo, dar asta e altă poveste. Da? Minimul gospodăresc. Nu, acum sper că prin asta, prin ieșirea mea asta publică, să trită pe cineva să adune grămada aia de molos de acolo, să o pune, că este... Pot să mai analizez lucruri serioase când vezi astea de atitudine? Suntem aproape de finalul acestei emisiuni, mai avem cam un minut din emisiune. 2024, un an destul de complicat. Un an zgomotos, probabil. Pentru politicieni în special și nu numai. Eu nu-mi propun și nici nu-mi place să vin să dau explicații la anumite lucruri după ce iasă cineva și spune, dar de data asta a trebuit să vin în emisiunea asta, să profit de invitația dumneavoastră, să dau niște explicații la niște lucruri reale, dovedite prin documente. Apropo, dacă îl invitați la emisiune sau de un punct de vedere, puneți-l așa cum am venit și eu aici la dumneavoastră și vi le las, și dânsul să vină cu documentele, cu anexa la hotărârea de Consiliu Local, nu cu povești vânătorești, că așa cu povești. Apropo de chestia asta,
Noi anul trecut am mai făcut amendamente la buget și de bună credință am spus, doar am exprimat, am argumentat amendamentul, punem 40.000 sau nu mai știu exact, pentru a face expertiză la podul peste calea ferată să vedem dacă se menține restricția sau nu. Tot amendament a fost să finanțăm cu 50.000 pentru asociații sportive și mai am mai făcut niște amendamente care n-au fost. Noi, punând suma la grămadă acolo pe capitol, el o cheltuie după capul lui. Și n-am mai ținut cont pentru ce am alocat noi banii aia. Dacă a fost suma la grămadă, anveloparea blocurilor, văd că și acum se repete. Noi am prevăzut de două ori bani anul trecut pentru studii și proiecte pentru anveloparea blocurilor și acum luăm de la început. Iar mai trebuie bani pentru posibile... Da, destul de complicat. O să mai citesc înainte încă două mesaje, că suntem la final și din respect pentru telespectatorii noștri o voi face. Un sfert din spoturile cu LED din trotuar nu funcționează. Mergeți seara, în seara asta și uitați-vă pe partea din dreptul DAS. Bani aruncați. Un alt comentariu, felicitări pentru emisiune, actualul primar a început să-și dea seama că adevărul va ieși la iveală și asta îl scoate din minți. În mandatul lui Bede, orașul s-a întors în evul mediu. Mizeria colcăie în tot orașul, șobolanii se plimbă pe străzi, Ioana Miaza Mare, orașul miroase. Domnul folosește un alt limbaj la propriu. După cum spuneam, este trist să fie astfel de mesaje. Eu acum nu-i doresc niciunui primar în funcție să îi să adreseze lumea în felul ăsta. Dar, din păcate, asta este. El și-a făcut-o. El a promis marea acusarea și, de fapt, vede toată lumea cam cum a evoluat lucrurile. Și cel mai grav... se întâmplă să nu poți face lucruri. Scurt, că suntem la final. Dar nu minți. Faptul că minți, asta scoate din sărite și pe mine, cel puțin mă scoate din sărite în orice doar moment. Doar că și aceste minciuni de care spuneți dumneavoastră trebuie dovedite, dacă într-adevăr a fost sau nu o minciună. Dovada, sunt aici, dovezi câte doriți. Mulțumesc tare mult pentru prezența și în emisiune. Și eu mulțumesc pentru invitație. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii pentru a aduce în atenția simerienilor de data aceasta, pentru că ei sunt cei direct interesați de activitatea pe care o aveți în cadrul Consiliului Local, dar și despre proiectele care ar trebui unele dintre ele să fi fost deja finalizate, altele să demareze. Acum rămâne de văzut în 2024 câte promisiuni și câte fapte. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!